Liceul Teoretic Axente Sever din Media și-a organizat în perioada martie-mai a patra ediție a concursului județean Natura și Omul. Acesta s-a adresat elevilor de la școlile gimnaziale și liceele din România și s-a desfășurat pe mai multe secțiuni. Este vorba despre fotografie, postere și desen, pictură, prezentări PowerPoint și eseuri în limba franceză. Coordonatorii concursului au fost profesoarele Ana Maria Agârbiceanu, Delia Duma, Alina Hațegan și Lenuța Moldovan. În perioada martie-mai 2024, în cadrul Liceului Teoretic Axente Sever Media, s-a desfășurat concursul județean Natura și Omul. Scopul acestui concurs este dezvoltarea de atitudini de protejare a mediului înconjurător în rândul elevilor prin implicarea în activități specifice. Iar secțiunile concursului sunt Noi și Mediul, care este o expoziție concurs de postere, fotografie, desen, pictură. A doua secțiune a concursului fiind prezentări PowerPoint sau filme în limba engleză în care să abordeze tematici care vizează activitățile extrașcolare sau activitățile din timpul liber pentru elevii din învățământul gimnazial și licear, iar a treia secțiune a concursului este eseu de mediu realizat în limba franceză. Concursul se află la ediția a patra și ne bucurăm ca în fiecare an de o participare numeroasă din partea colegilor atât din județul Sibiu, precum și din alte județe ale țării, Dolj, Baia Mare, Oradea, Arad. Le mulțumim pe această cale și îi așteptăm la edițiile următoare.